Dragobetele este o sărbătoare populară când românii celebrează cel mai frumos sentiment și anume iubirea. Cu prilejul acestei zile speciale, elevii Liceului Tehnologic Domnul Tudor au susținut un spectacol unde au interpretat sceneta La șezătoare de dragobete. În inima mea nu ia cineva, aș lăsa în viață. Nici nu vreau să știu departe să-ți fii. Spune-mi, poate că o viață ai să mă adorm pe brață și n-ai să te culci până nu mă țuci. Fiecare îmbrățișare, fiecare sărutare ți l-ai răsplăti cu cât pot iubi. Astăzi, 24 februarie, românii sărbătoresc dragobetele. Este ziua dragostei, când potrivit tradiției începe primăvara, iar băieții le fac ochii dulci fetelor. Este ziua în care vechile obiceiuri românești revin la viață. A fost sărbătoare și în Drobeta, Turnul Severin, unde elevii Liceului Tehnologic Domnul Tudor au făcut o adevărată șezătoare. Liceului spun că au muncit foarte mult ca să pună în scenă tradițiile românești. Fetele au venit cu costume populare autentice, moștenite din generație în generație. Nicolescu Cristina Valentina. Valentina, în ce casă ești? 11-a. Și cu ce ocazie te-ai îmbrăcat astăzi în costum popular? Pentru sceneta de dragobete. Ce ai făcut astăzi la scenă? O scenetă de sezătoare în care sunt implicată ca nepoată. Este o zi foarte importantă pentru noi, pentru că ne-am reunit din nou și nu credeam că o să ne reunim, cu toate că încă purtăm mască și este foarte greu pentru noi să recităm melodii poezii. Elevii Liceului Tehnologic Domnul Tudor, alături de profesori, am pregătit o scenetă, un recitat de poezii și niște cântece populare legate de această sărbătoare. Tudor, cum te numești? Covaciu Casiana Emanuela. Casiana, ce-ai pregătit pentru asta? Păi am făcut sceneta de șezătoare, am cântat, am jucat și o să interpretăm dansurile populare pentru colegii noștri și să le arătăm tradițiile României. Mă numesc Dăugaru Ionelia Loredana Lucia, am 17 ani și anul acesta colegiul domnul Tudor a ales să păstreze tradiția de pe 24 februarie a dragobetelui. Spune-mi, te rog, de unde ai costumul? De la străbunica mea. Reprezentanții Liceului Tehnologic Domnul Tudor au depus toate eforturile pentru ca această zi să fie sărbătorită ca la carte, dorind ca elevii să cunoască tradițiile românești, să le promoveze și să le popularizeze. După cum bine știți, astăzi, 24 februarie, sărbătorim dragobetele, mai bine zis, celebrăm iubirea în stil românesc tradițional. Ziua îndrăgostiților, autohtonă, marchează începutul primăverii. Odată cu natura, reînvie și iubirea, iar dragobetele este ziua în care elevii Liceului Tehnologic Domnul Tudor sărbătoresc înnoirea firii, dar și cel mai frumos simțământ omenesc, iubirea. Elevii noștri s-au întrecut în activități. Au pregătit o scenetă la șezătoare de dragobete, prin care s-au întrecut prin joc și cântec. Vor recita poezii de iubire, vor avea niște tărăvașe pe care vor fi scrise diferite teme legate de iubire în limba română, engleză și franceză. De asemenea, vor avea activitatea Dragobetele sărută fetele. Aici ei vor prezenta diferite filmulețe, prezentări, PowerPoint, colaje, iar suita activităților se va încheia cu un concurs online unde vor fi și premiați.
Dragobetele este o sărbătoare de origine dacică celebrată în fiecare an pe 24 februarie, numit și cap de primăvară, pentru că în această zi ar începe primăvara. Dragobetele este asociat și cu zeul Cupidon din mitologia romană sau cu Eros din cea greacă. I se mai spune și Ioan Dragobete, drăgostițele sau logodna păsărilor. Această zi mai este considerată o sărbătoare a fertilității, când cei îndrăgostiți își promit să rămână împreună pentru toată viața. Potrivit legendei, se împerechează chiar și păsările, care își fac noi cuburi sau le repară pe cele vechi.